Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei online Învățăturile Maestrilor Spirituali, o campanie care se desfășoară pe site-ul editurii Herald, unde găsiți foarte multe cărți legate de spiritualitate și despre maestrii spirituali, eu știu, începând de la Alan Watts, continuând cu Jiddu Krishnamurti, Dalai Lama și multe alte personalități care ne-au marcat prin operă, prin cărți, ne-au marcat viața și poate evoluția, dezvoltarea noastră personală. Astăzi este alături de noi Andreea Ionescu, coach, trainer și vom discuta pe marginea unei personalități și pe marginea unei cărți publicată în portofoliul editurii Herald. Este vorba despre Dalai Lama, potențialul nostru uman, calea budistă a compasiunii, altruismului și liniștii, o carte publicată în colecția Himalaya și, așa cum vă spuneam, această carte, pe lângă multe altele, face parte din campania Învățăturile Maestrilor Spirituali. De asemenea, nu uitați, toate interviurile, toate materialele cu invitații noștri speciali le găsiți pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Andreea Ionescu, cum definim un maestru spiritual, ce este un maestru spiritual și cum ne ajută în acest proces al inițierii, în momentul în care, să spunem că suntem pregătiți să pornim pe o cale spirituală, indiferent de forma ei, pentru că vorbeam într-o altă înregistrare, într-un alt material, cu un prieten drag despre faptul că în momentul de față avem sau asistăm la un soi de, l-am numit în același timp și probabil că n-a fost o simplă coincidență, o sincronicitate, cum ne place nouă să spunem, un fel de all-inclusive, da? În materie de spiritualitate. Găsim variantele acestea, le numesc eu new ageiste, da? În care sunt oameni cu deschidere spre dezvoltare personală și spre evoluție spirituală, dar poate nu au niște repere și atunci au nevoie de un maestru spiritual. Pentru că dacă stăm să ne gândim, există două tendințe de a merge pe ideea unei tradiții spirituale milenare, foarte vechi, începând, eu știu, de la budismul zen, continuând cu budismul tibetan, tantric tibetan, yoga și așa mai departe, multe, multe altele, care au în spate mii de ani. Și iată, sunt și genul acesta de, să spunem, nici nu știu cum să le numesc, provocări, hai să le zicem, spirituale, care au apărut în ultimele zeci de ani și care, bineînțeles, că au ajuns și în spațiul românesc. Absolut, Sorin. Aș începe prin a spune că, în afară de această explozie a apetitului pentru spiritualitate, asistăm și la o inflație de maestri și demi-maestri. Și ca să pot să fac un pic de lumină în chestia asta, l-aș cita în primul rând pe Don Beckett, maestrul meu de Reiki, Dumnezeu să-l odihnească pe unde o fi acum. Și el spune așa, maestrul este cineva care a decis să continue pe cale. Deci este, dacă vorbim de o cale ca o autostradă București-Pitești, atunci maestrul este cel care hotărât să ajungă până la Pitești. Și nu vrea să vină doar până la kilometru 36 să guste o ciorbă de burtă. Asta e una la mână. A doua la mână, care vine tot de la Don Beckett, a spus așa, în momentul în care vrei să-ți alegi un maestru, uită-te la trei chestii. Prima, să aibă ce să te învețe. A doua, să fie disponibil pentru tine. Și a treia, și cea mai importantă, să ai chimie cu persoana respectivă. Pe maestrii îi întâlnești oricând, și la început, și la mijloc, și mai spre sfârșit. Adică pe măsură ce tu te hotărăști să te reconstruiești și să evoluezi ca persoană, vei întâlni diverse personaje. Unii maestri s-ar putea să fie cei care prin comportamentul lor te învață niște lucruri, pentru că nu este vorba doar de o inițiere sau de o tehnică după care toată lumea este activată.
De multe ori ți se întâmplă să ai o grămadă de, ce să zic, întâmplări prin care ești confruntat cu anumite comportamente, cu anumite valori pe care nu ți le-ai însușit încă, pe care nu le-ai învățat. Și atunci și acei oameni sunt maestri tăi. Se spune, mă rog, cum am menționat puțin mai devreme, că maestrul spiritual nu apare oricum. Apare în momentul în care discipolul este pregătit. Ce înseamnă de fapt asta? Păi asta, conform legii rezonanței, înseamnă așa. Că fiecare dintre noi emite un câmp. Și că supa asta cuantică în care plutim cu toții, apropo de Dalai Lama și de apetitul lui pentru fizica cuantică, are o formă de a răspunde la ceea ce eu emit. Da? Și dacă am o anumită frecvență, voi primi un profesor care este în frecvența aia. Dacă am o altă frecvență, voi primi un profesor care este în frecvența aia. Multă lume se supără, zice, uite că, ia uite ce face ăsta, că face greșit și că oamenii vin la el și că trăiește numai pe reclamă și pe marketing. Da, dar dacă oamenii aceia au ajuns la acea persoană, înseamnă că undeva este implicată o formă de atracție și o formă de lecție pe care și cel care predă și cel care vrea să învețe o au de parcurs. Este adevărat că o adevărată, sau mă rog, o autentică inițiere împreună, la pas, ca să zic așa, cu maestrul spiritual, presupune foarte mulți ani de practică. Normal, îmbinarea părții teoretice, uite, informațiile pe care le găsim în foarte multe cărți, dar și partea de practică spirituală, pentru că sunt situații în care un maestru devine maestru, să spunem, devine un înțelept după zeci de ani de meditație, zeci de ani de practică, și probabil că acela este modelul pe care el îl insuflă și discipolilor. Noi, din păcate, apropo de all inclusive și de supa asta spirituală, am mai constatat un lucru interesant, faptul că oamenii trăim toți pe repede înainte și probabil că ne-am dori, e mult spus, să recunosc că mi-asum, dar probabil că ne-am dori iluminarea sau evoluția spirituală, dacă se poate, ieri. Și atunci cei mai mulți, din curiozitate, ajung în anumite ipostaze și li se spune că, într-adevăr, pentru a ajunge la un anumit stadiu, la un anumit nivel de evoluție spirituală, îți trebuie ani și ani de practică. Nu poți să sari peste niște etape pe care au fost parcurse de înaintașii tăi, să ajungi în același punct în câteva luni, făcând un curs, într-un an de zile, puțină meditație, mai au puțin de acolo, mai au puțin de acolo și gata. Sunt cel mai... Recunosc comportamentul, trăim într-o epocă a satisfacției imediate, din păcate. Oamenii așteaptă ca lucrurile astea să se întâmple peste noapte. Aș spune că există durate și durate, în funcție de cât de avansat este cel care intră în linia de practică. Mi s-a întâmplat să văd oameni care au avut rezultate în 6 luni. Nu vorbesc de iluminare. Aia este o muncă, nu de o viață, de mai multe vieți. Au avut unii rezultate în 6 luni, alții și acum mai ciocănim acolo la cazanul cu aramă ca să îndreptăm ce s-a îndoit. Dar cred că soluția este o formă riguroasă de practică, fără așteptări. Deci eu îmi fac treaba și în momentul în care merit etapa următoare, etapa următoare se va deschide. Mi s-a întâmplat să lucrez cu oameni care spuneau, da, mi s-a întâmplat tot, dar nu se mai întâmplă nimic, zic, acumulează meritele și când o să fie suficient, o să treci mai departe. Și negreșit acest lucru s-a întâmplat. Deci, eu cred că o componentă importantă este răbdarea, a doua componentă importantă este smerenia
Și a treia componentă importantă este rigoarea cu care practici. Că dacă eu am fost la un curs și am primit o inițiere, mă aștept să se întâmple nu știu ce. Mie mi s-a întâmplat când am primit inițierea de compasiune de la Dalai Lama. În clipa aia ceva a făcut click în mine și mi-am dat seama că nu mai pot să trăiesc cum trăiam înainte. Da, aș zice că astea sunt excepții. Regula este aceea de diligență, de să fii silitor, cum se zice în românește. Da? Care vine de la cuvântul sila, care înseamnă forță în slavonă. Deci să depun putere, să depun efort. Dacă mă uit și în cele 6 comportamente ale omului iluminat, care sunt prescrise de budiști, același lucru am una din virtuțile astea, ele se numesc cele 6 perfecțiuni, care este această depunere de efort. Să mă concentrez, să nu mă culc pe ureche, să nu aștept cine știe ce rezultate, când eu, de fapt, nu le merit, că n-am acumulat suficient acolo. Deci, așa aș vedea lucrul ăsta. Și atunci, dacă pornești pe ipoteza asta, care este fără așteptări și practici și practici și practici, o să ai parte numai de surprize plăcute. Căci și etapele de practică de dinainte de iluminare pot să furnizeze niște momente de aha sau niște stări foarte bune, care sunt importante pentru practică. Deci confirmă efortul pe care l-a depus. Pentru că pomeneai puțin mai devreme de Dalai Lama, făcând și referire la începutul intervenției noastre la această minunată carte, Potențialul nostru uman, întâlnirea, să spunem, eu știu, n-aș numi o neapărat ocazională, pentru că nimic nu este întâmplător, întâlnirea cu un maestru spiritual, și luăm exemplu Dalai Lama, chiar faptul că stai pentru câteva minute sau câteva zeci de minute într-un retreat, să spunem, ai acest privilegiu, această ocazie extraordinară de a sta în preajma unui maestru spiritual pentru câteva minute sau zeci de minute. Faptul că ajungi să-i cunoști învățăturile prin intermediul cărților. Și aici mă gândesc la mai mulți maestri spirituali care îmi vin în minte, Ramana Maharshi sau Jiddu Krishnamurti sau mulți, mulți alții. Învățăturile pe care noi le asimilăm prin intermediul cărților sau aceste întâlniri, să spunem, de scurtă durată cu acești maestri spirituali, ne pot provoca niște conștientizări în ființa noastră, dincolo de aspectul strict, să spunem, l-aș numi turistic sau comercial, da? Mă duc, l-am văzut pe Dalai Lama, am stat în preajma lui și arde nerăbdare să ajung acasă și să le spun prietenilor, uite bă ce grozăvie am făcut eu, dar eu când stau cu mine, stau să mă gândesc că probabil tot ceea ce degajă persoana respectivă, ființa respectivă, ajunge cumva prin acest schimb de vibrații și de energie, ajunge și la mine, mă face să conștientizez că e momentul de a începe inițierea, de a merge pe o cale? Aș spune că dacă acceptăm conceptul ăsta de comunicare cu supa cuantică, cu siguranță ai dreptate. Pentru că fiecare maestru radiază ceva. Sunt unii care rezonează cu această radiație, sunt alții care fug ca de dracu, pardon, de expresie. Și ieri dimineața ascultam un podcast al lui Mingyur Rinpoche, un alt mare maestru tibetan, celebru pentru stagiile sale de meditație. Este acel călugăr care, într-un remene din America de foarte mare precizie, a putut să stingă toate ariile corticale, cu excepția a două puncte mici din cortexul prefrontal. Ceea ce, din punct de vedere medical, e imposibil. Da? Și Mingyur Rinpoche vorbea exact despre chestia asta, că poți să stai în preajma unui maestru, da, dar important e ce înveți de la maestrul ăla. Unii dintre ei îți demonstrează lucruri, așa cum este Don Becket, pe care l-am citat mai devreme. Don Becket era suficient să te uiți la el și te smerea. Adică îți dădeai seama cât mai ai de lucrat la tine ca să poți să ajungi la acest model liniștit, destins, permanent conectat,
neinteresat de chestii materiale și trăind cu o uimire și cu o bucurie de copil toate lucrurile care îi se întâmplau, deși era un personaj foarte avansat. Miguel Poce spune așa, că ai nevoie de trei niveluri. Și cel despre care vorbim acum și care este foarte important este învățătura intelectuală, să asimilezi informația. Da? Pentru asta e bine să stai și să asculți maestru când vorbește, este bine să-i citești cărțile, e bine să te documentezi, să te informezi, să înveți pe din afară niște lucruri noi. După care urmează contemplarea. Da? Iau tot ansamblul ăsta și încep să mă uit la el pentru că este etapa preliminară celei de-a treia, care este meditația. Mă duc în sensurile profunde a ceea ce am învățat. Și el spunea că niciun act de învățare nu este complet fără aceste trei etape. Puteți să găsiți înregistrarea pe Facebook, are pagină în voce. Dacă îmi iau cartea, apoi nu o citesc ca pe revistă. Mă opresc. Eu am obiceiul să mă opresc și să mă gândesc, zic eu. Dar de fapt este stadiul de contemplare de care vorbea Miguel Rinpoche. Și să înțeleg nuca aia importantă pe care am citit-o în 3, 4 sau 5 pagini. Sau într-o jumătate de pagină uneori. Deci efortul intelectual este piatra, ușa de deschidere către învățătura completă. Mi s-a întâmplat ca după ani de zile să îmi vină în minte un sens mai profund al unei învățături pe care am primit-o multă vreme în urmă. Deci, nu poți să te duci acolo și să aștepți să ți se dea totul cu lingura. E nevoie de un efort personal, e nevoie de energie, e nevoie de timp dedicat pentru chestia asta. Însă, pe de altă parte, dacă nu facem asta, și e valabil pentru orice fel de dezvoltare, nu neapărat cea spirituală, poate vreți o linie de dezvoltare comportamentală, poate că vreți să lucrați mai bine cu emoțiile. Toate presupun un demers, repet, și îmi pare rău, dar asta este riguros. Să spunem cum ar fi, mă gândesc acum, nu știu, în matematică, da? Aceeași, probabil, aceeași rigurozitate și aceeași, ce spuneai tu puțin mai devreme, aceeași sârguință. Adică pentru tot acest proces inițiatic ai nevoie să depui efort. Nimic nu pică din cer. Cu o excepție. Când meritele tale sunt foarte mari. Pentru că vorbim de o formă de debit și credit în bilanțul nostru karmic. Și, repet, am văzut personaje care au ajuns, au avut acces rapid la stări foarte înalte, deși ce au făcut ei propriu zis în viața asta nu este neapărat meritoriu. Da? Dar uneori mai e nevoie de o picătură ca să se umple paharul. Și ăsta este cazul acestor persoane. Deci, adunăm din urmă merite. E important să înțelegem asta ca să ne clădim meritele din această viață și în funcție de ce merităm, aia primim. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre maestru spiritual, despre calea maestrului spiritual, relația maestru spiritual-discipol, venind și cu o recomandare de carte, este vorba despre potențialul nostru uman, calea budistă a compasiunii, altruismului și liniștii interioare, de Dalai Lama, în colecția Himalaya, o carte care face parte din campania Învățăturile Maestrilor Spirituali, campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Vă invităm pe site-ul editurii Herald pentru a găsi cărțile multor maestri spirituali, serii de autori, colecții de autori. A fost astăzi alături de noi Andreea Ionescu, coach, trainer, îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere!